Starea de sănătate a lui Ion Dicheseanu s-a îmbunătățit, însă recuperarea va mai dura, a anunțat fiica sa Ioana. Actorul este internat de mai bine de 3 luni la Spitalul Floreasca din capitală. Dicheseanu, acum în vârstă de 87 de ani, a fost infectat cu o bacterie periculoasă. Tata e mai bine, din fericire. Medicii de la Spitalul Floreasca au identificat bacteria ce a provocat atâtea probleme și acum a scăpat de ea. Dar va mai dura recuperarea, nu știm exact cât, el având și alte probleme cu tensiunea, cu inima, iar acestea au afectat și plămânii, a spus Ioana, fiica lui Ion Dicheseanu, pentru fanatic.ro.